Salutare, jupănilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo problemă sau vreo nelămurire, nu ezitați să lăsați un mesaj și un follow la pagina de Instagram din stânga jos, iar eu să încerc să vă răspund tuturor, așa că haideți în forță cu un mare, mare follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem la stână de data asta cu New Holland-ul nostru, ăsta nou pe care, după cum știți, l-am cumpărat acum câteva zile. Și astăzi o să mergem la pădure cu el, pentru că am zis să-l testez un pic, să vedem dacă trage sau nu trage lemnele din pădure, să vedem, pentru că mulți dintre voi am văzut că mi-ați spus acolo să, în comentarii, să mergem la pădure, așa că asta o să facem astăzi, doar că o să vină și Nea Grigore cu noi. Am pus o vorbă bună pentru el la băieții ăștia de la pădurea aia privată, ca să le taie și lui niște lemne la vreo 4 metri, că vine cu o remorcuță mai scurtă, așa că eu zic să lăsați un mare, mare like și să ne urcăm în tractor, să-l băgăm în viteză și să luăm remorcuța cu lemne noi, ia uitați-o, să vedem ce poate New Holland-ul ăsta la pădure, dacă e bun de pădure sau nu, îl încercăm măcar să vedem dacă o să-l mai luăm sau nu. Eu sunt curios să vedem cum trage de acolo, prin deal pe acolo, să vedem. Bine, prin deal, mult spus prin deal, prin drumul ăla mai denivelat. Acum hai să vedem, îi dăm cu spatele să ne întoarcem și noi pe aici, ia să vedem. Hai, le am cât de cât cu manevrele. Ia uite, cât de cât acolo, parcă tot mă pricep, nu? Stai, că acum să nu dau peste cap. Bun, și acum hai să mergem la vale direct, pentru că mă așteaptă Nea Grigore. Deja m-a sunat de vreo 10 minute și am zis să mă aștepte, că iau și eu tractorul și vin repejor. Să vedem, pe aici, pe la, a zis că e în fața grădiniții. Acum stai să vedem dacă e pe aici. A zis că vine cu un case. Să vedem cu ce case vine, pentru că... Pentru că sunt curios, ia. Uite mă, că am mers și eu cu ăsta. Dacă știți bine, am mers și eu cu case-ul ăsta. Ia să-i zic să vină după mine, că avem un pic de mers, nu foarte mult. Să treci, Nea Grigore! Hai, noroc! Hai, vină după mine, că merge direct la pădure acum. Bine. Hai să vedem, jupânilor. Băgăm în viteză și hai să luăm și noi New Holland-ul la treabă, că sunt curios să vedem, pentru că o să-l băgăm și la Arad, bineînțeles, zilele următoare. Vreau să testez și eu tractorul, bineînțeles, la Arad, să vedem cum se descurcă, dar o să vedem zilele astea, zilele care vor veni, o să-l băgăm și la Arad și la discuit. Avem de-a treabă, de nici eu nu știu de ce să mă apuc prima dată. Hai că vine și Nea Grigore, să băgăm în viteză și hai, dă-i. Blană, că, aute, merge cu 52 la oră, nu știu cu alu Nea Grigore cu cât merge, dar nu cred că merge așa de repede, că pare mai vechiuț, pare mai una alta, da, l-am lăsat un pic în urmă, dar nu-i problemă, noi dăm tot în față, că avem de treabă. Nea Nelu, nenea de la noi, de la fermă de aici, s-a dus până la Tanti Geta să-i dea cu semănătoarea prin grădină pe acolo, prin spate. Are o parcelă mai indial acolo și cred că încă se află pe aici, nu? Ia, dacă vedem noi tractorul bine. Da, băi, băiatele, încă se află pe aici, Nea Nelu. Că, stai așa, hai să dăm la dreapta pe aici. Hop, atâta. Mare Nea Tanti Geta mai încolo, o vecină, și ca să nu dea de gol, vă dați seama, a oprit tractorul la Tanti Geta în fața forței. În fine, nu mai contează treaba lor. Acum să mergem direct în pădure să vedem, pentru că aici avem și taful, bineînțeles. Și sunt curios, hai că bine, Nea Grigore, sunt curios de ce lemne mi-au tăiat băieții. Am spus să taie prima dată niște, aute, băieții grei, să-i salutăm. Au zis că prima dată o să taie la 4 metri, pentru că așa le-am zis și eu, că atâta e remorca lui Nea Grigore, 4 metri cel mult. Și să vedem, pentru mine nu cred că au tăiat, pentru că nu le-am zis, dar o să tai eu, pentru că nu știam sigur cu ce remorcă o să vin și uite că am venit până la urmă cu asta. Am mai să vorbesc și cu Nea Grigore, să-i zic care-i treaba și să vorbesc și cu Nea Mariană asta, să vedem unde mi-am pus lemnele. Să trăiești, Nea Mariană! Hai că am venit după lemne, unde le-ai pus pe alea de 4 metri? Vezi că sunt în vale acolo. Aha, bine, hai că mă să mă uit. Ia să vedem, jupăinilor, pe unde îs. Uite-le, mă, aici. Uite, le-a aranjat frumos. Cred că au 4 metri, nu? Zic eu, ia să vedem. Au, cred că au, da. Da, hai că 3 metri 85. Hai că perfect. Bun, hai să vedem acum. Mă duc să vorbesc cu Nea Grigore să tragă tractorul într-un fel ca să vin și eu
cu New Holland-ul în față aici, înțelegeți voi cam cum vreau să fac, ca să trag lemnele, bineînțeles, direct cu taful. Așa că mă duc să vorbesc cu el, să vedem ce zice. Am revenit, jupânilor, hai să ne urcăm în taf, să-l pornim și să mergem direct, bineînțeles, să luăm din vale de acolo buștenii. Până la urma urmei, da, o să încărcăm prima dată remorcuța lui Nea Grigore și după o să o încărcăm și pe a mea, că eu mai trebuie să tai niște bușteni. Vă dați seama că eu n-am niciun buștean tăiat, niciun buștean tăiat pentru mine. Dar nu contează, facem în felul următor. Legăm aici toți buștenii să vedem dacă putem acum, că nici nu știu dacă o să-i putem lega pe toți, sunt curios. Așa, mai facem aici o legătură, una aici jos, una aici dacă se poate și una acolo. Ia, putem? Cred că reușim, nu? Cumva să-i legăm pe toți, așa sper. Uite, și acolo și cred că l-ai legat, nu? Zic eu. Ăsta-i legat? Auleu, stai că i-am dezlegat pe toți acum. Stai că facem în felul următor. Stai așa că văd că e jale mare cu buștenii ăștia și jos acolo cred că îți legați, da. Hai că-i tragem cumva cu lanțurile astea, sper să reușim. Băgăm în viteză tafu și dă-i, să vedem dacă le trage pe toate. Hai mă că le ia până la urma urmei. Hai că, uite, cu cablul ăsta tragem și, ho-ho, uite, tragem o grămadă cu cablul ăsta. Stai că facem în felul următor, mă dau un pic mai în spate și dăm direct pe aici să vedem. Cred că în cap lemnele în remorcă, pentru că, vedeți, remorca lui e cam scurtă a lunea Grigore și, ia, hai că m-am băgat până aici cu tafu, sper să meargă. Acum hai să decuplăm toate. Ia să vedem, atâta, hai că le-am decuplat și le încărcăm de la cel mai mic la cel mai mare și le punem aici, nu? Hai tată că deja văd că face figuri. Stai așa, le încărcăm, uite așa, pe toate frumos, ca să nu fie nicio neînțelegere. Hai că le punem mai în față. Eu sper să încapă toate, că le-am spus cam câți metri cup să taie. Așa că sper că au notat acolo. Ia să vedem, le așezăm aici, are și obloane mari, destul de mari Nea Grigore și e bine, pentru că poate să pună mai mulți bușteni. Ia să vedem, atâta, îl împingem mai, uite ceva de genul. Hai mă că încap tot, zic eu, fără nicio problemă, sunt bușteni de ăștia groși, vedeți și voi. Atâta, uite că îl mai tăiem pe ăsta, îl încărcăm, uite că mă și bâlbâi deja. Ia să-l împingem mai în față, mai avem încă doi bușteni de fapt. Ia să, unde ai plecat, băi, gicule? Băi, dar grei în dragi, băi. Îți grei în dragi. Hai să mai punem unul și cam cât de cât am încărcat, eu zic, remorca lui Nean Grigore. Nu știu dacă mai trebuie neapărat un buștean sau nu, dar dacă mai tăiem și mai punem, nu? Doi bușteni, cred că n-ar strica. Acum hai să mergem cu taful înapoi în vale. Am tras toți buștenii care erau și acum să tăiem ce mai avem noi pe aici. Pău, mamă, pardon, pentru noi. Hai să ne dăm jos. Dar Nea Grigore n-are treabă, el consumă motorină în dragi, zici că o ia pe gratis, că n-a oprit deloc tractorul. Băgăm pe aici să tăiem bușteanul, hai să vedem. Da, asta e treaba pe la pădure, jupânilor, eu zic că merită un mare like episodul ăsta, că am venit cu forțe proaspete, să zic așa, la pădure. Acum hai să tăiem buștenii, să-i curățăm, bineînțeles, și să vedem remorcuța noastră cât are lungime, că-s curios tare. E curios tare cât are lungime. Hai să vedem, îi tăiem, îi decuplăm, cum îi spune, mă, că mă și bâlbe acum. Acum hai să vedem cât are remorcuța noastră, că-s curios, nici nu am măsurat. Am măsurat odată, dar nu mai țin minte, sigur. Deci nu încărcăm să iasă prea mult în evidență, că iarăși nu-i bine. Și mă oprește poliția tot pe mine. 4 metri jumate, hai că e ok. Hai să tăiem la 4 metri jumate atunci, 4 metri 50, nu? Ia, cam atât, uite, 54. Da, ce să mai, viața de pădurar, n-am ce zice de pădurar, bine. Mulți spus că viața de pădurar nu e chiar așa de grea, că pădurarul n-a, se duce în pădure, mai verifică, mai marchează lemnele una alta. Dar în rest e greu la încărcat de bușteni, vă zic eu, din propria experiență, că se știe că la pădure nu e o muncă chiar ușoară. Așa că, na, ce să facem și noi? Ne descurcăm și noi cum putem. Nu mai facem un ban pe aici, pe acolo, mai una alta, că doar nu facem pădurea zilnică. Dacă am face-o zilnic, da, ar fi destul de greoi. Dar sunt oameni care fac și pădurea zilnic și ăia au vânătate, ăia care fac pădurea în fiecare zi.
Hai să vedem, mai tăiam, mai doborăm un buștean, nu știu, tot de ăsta, mai măricel așa, nu știu pe care. Pe ăsta nu, cred că de pe aici oare găsim vreo unul. Ăsta e cam mititel, sincer, cam subțire, îl zic eu. Hai să vedem, îl doborâm, cred că pe ăsta, e destul de mare, zic eu, nu? Hai că e destul de chiar mare, nu că așa. Hai să băgăm drujba în el, sper să nu cadă pe mine acum. Ia să vedem. Și bam, ia uite, mamă, cum a căzut, fii atent. Mamă, stai că s-a lovit de stâlpul ăsta ăla, stai că nu e bună. Stai că trebuie să-l tăiem de acolo, de sus. Ia, stai așa. Mai întâi îl tăiem de aici, mamă. Dar stai, mă, că ăsta-i stâlpul ăsta așa și-i vai de capul lui. Așa că n-are treabă. Mamă, stai așa. Stai așa că trebuie să-l tai de aici și să mă dau repede, să mă feresc. Ho, 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 ușor, ușor, ușor. Hai, hai, că a căzut cât de cât. Bun, acum hai să-l tăiem tot la fel. La vreo 4 metri și ceva. Cred că ceva de undeva pe aici, cred că e ok, nu? Cred că ceva de gen 3,42 metri. Bine, e în înălțime și n-are treabă. Ai că a căzut destul de bine. Eu zic că e suficient. Nu știu cum să-l mai tem pe ăsta când va piciorul. Ia, 4 metri și ceva, cred că, băi, deja e cam mult, cred că pe aici. Hai că-l tăiem de aici, să vedem ce zice. Ia, bam și... Uite că a căzut de tot până la urmă. Hai că e bine până la urmă. Eu cred că i-am... Mamă, ăsta e destul de lung, cred că. În fine, ia să vedem. Îl tem tot la fel la 4 metri. Hai că e perfect ăsta cum e aici tăiat. Să ne băgăm și în partea asta la altă. Hai să vedem acum, să tragem lemnele. Băgăm în marșalier, să-i dăm... Hai că-i dăm cu spatele direct. Ia să vedem, uite buștenii pe care trebuie să-i tragem noi. Unde, mă, unde i-am mai pus și pe aia? Că nu... Nu-i mai găsesc acum, stai așa. Deci avem odată aici niște bușteni pe care i-am tăiat și unde i-avem pe ceilalți, ia să vedem. Uite mă, acolo unde i-am pus, tu-i mama măsii, eu mă duceam în partea asta la altă. Hai să facem atunci în felul următor, ne dăm pe aici și tragem pe ăștia. Îi tragem pe ăștia prima dată ca să vinim și cu aia după aia. Hai să vedem cum facem, îi dăm cu spatele, îi împingem un pic așa. Bam, îi legăm. Atâta, pe toți îi legăm ca să fie treabă ca lumea făcută. Ia să vedem și pe ăsta și pe care îl mai avem pe ăla de acolo, cred că... Nu, hai că... Mamă, stai așa că am stricat toată legătura. Gata, hai că e bine de fapt. Hai să ne urcăm și să vedem, îi tragem, bam! Îi tragem pe toți până la urma urmei, dăm, îi dă în mama măsii. Dacă nu ești noi, nu-i tragem cu taful, hai că... I-am tras pe toți. Bă, cred că... Stai că am mai rămas unul pe acolo. Îl iau pe ăla de mână, așa. Hai să-i dăm un pic mai în spate, mai încolo. Și să ne ducem la ceilalți bușteni, că mai avem un morman. Hai să vedem, că cu ăștia cred că umplem remorcuța. Cu astea două mormane. Hai să vedem acolo, ia uitați cum ne așteaptă să fie trași de taf. Ia, dă-i cu spatele, ne dăm jos și acum. Ia să vedem, o dată, două, trei, 4 și mai avem unul aici și gata. Hai să vedem. Băgăm în viteză și ori îi tragem, ori nu. Hai că îi tragem dacă e. Stai că deja văd că se blochează. Văd că face figuri și ea. Acum poate. Hai mă că ne-am ajutat de aia de pe spate. De grapa aia de pe spate. Hai că e perfect așa. Bun, hai că i-am adus. Ia uitați cu taful. Băi, ăsta e criminal. Ăsta e senzațional, taful ăsta. Deci un tractor mai bun ca ăsta n-am văzut. Mai avem vreo un om, mai rămas unul acolo. Ăsta, hai că luăm și pe ăsta dacă tot l-am avut. Dar hai să-l ducem direct acolo, tată, ca să nu mai pierdem timpul. Și să începem încărcarea, tată, în remorcuță, nu? Așa zic eu. Hai că-l încep cu ăsta, că dacă tot l-avem aici la îndemână. Ia uite. Pac, odată. Ia uite, și pe ăsta. Încă o dată, pac, și aici. Hai, tată, ușor, nu te agita. Hai să-l punem și pe ăsta, încă o dată. Bam, hai că eu zic că i-am tăiat destul de bine la lungime. Adică potrivit, vreau să zic. Și da, până la urma urmei asta e treaba, ia. Pac, gata, hai că-i așez cât de cât acolo să stea. Mamă, frate, da, sunt grei în draci ăștia, sunt mult mai grei decât aia, pentru că sunt mult mai lungi. Vedeți și voi, observați și voi cu ochii voștri. Ia uitați. Mamă, dar ăsta unde s-a dus, mă, tată? Stai că trebuie să-l ridic și să-l pun mai în spate. Că prea așa stau, vedeți și voi. Nu prea în cap trei pe rând, vedeți și voi. Trebuie să stea unul mai sus. Că dacă
Dacă erau 3 pe rând era bine, dar văd că nu-mi cap nici 3 pe rând, așa că o să punem 2 și un pic. Ia să vedem. Ăsta cum stă. Stai așa că ăsta nu-i așezat bine aici. Cum dreacu stă ăsta mai aici? Stai așa. Stai că e jale, jale mare cu ăsta. Unde să-l pun și pe ăsta? Mai în stânga, mai în spate, mai în față. Nici nu știu cum să-i așez, că ia uitați, fac figuri. Atâta, cred că e ok așa cum i-am pus cât de cât. Ia, așa, ceva de gen. Bun, hai să-l punem și pe ăsta. Mai avem încă vreo 2-3 și încărcăm și remorcuța noastră. Ia, hop. Stai că l-am dus prea... Mamă, unde l-am pus pe ăsta, băi, băiatule? Stai să-l punem aici deasupra. Atât, stai încă un pic mai în spate. Așa, și uite, mamă, dar mai avem vreo 2. Stai așa, dacă nu mai încape la mine, o să mai punem la Nea Grigore, că mai are un loc. Ia să vedem. Hai, mă, mamă, dar îi scăp, îți grei rău de tot și nu poți să-i țin în mână prea mult. Ia, dacă nu-i apuci bine, îți sar din mână. Ia, hai, dă-l, să-l pun mai în spate pe ăsta. Pe ăsta să-l pun mai drept. Nu prea stau ei drepți așa, vedeți și voi, că au... stau așa, mai în figuri, să zic. Ia, uite că-l punem și pe ăsta. Uite cum facem în felul următor. Îl ridicăm și... bam! Hai că-l punem acolo până la urmă urmei. A, uite ce frumos. Hai mă că facem încărcătura asta belea rău de tot. Ia uite. A, uite și tu un pic așa. Ei, ce-ți voi dacă nu-i șmecher încărcătura asta pe care am făcut-o noi. Nu punem foarte, foarte mult, că după aia poate nu mai... De fapt, New Holland doar trebuie să tragă de-l în mama lui. Hai că mai punem unul pe aici să fie totul ca lumea. Să vedem dacă stau. Dacă nu stau, iarăși degeaba. Așa, și cred că mai încape și celălalt, nu? Zic eu. Hai mă, hai. Ce ai pățit? Nu pot să mă mai urc acum. Gata. Și mai punem unul, că mai avem. Și ăla mai avem unul și îl punem aici. Hai că e bună treaba. Ia uite cum stau băieți aici. Toți aranjat, frumos. Pac, pac. Hai să punem mai în față pe ăsta. Gata, acum să dăm o legătură aici, una și una în față. Și cred că e ok, de ajuns, nu? Hai că e de ajuns legăturile astea. Mai punem bușteanul ăsta aici la Nea Grigore, în partea asta la altă, și putem pleca, zic eu, fără probleme. Atâta. Iau, ce frumos, două încărcături belea. Ziceți voi, să ducem acum taful un pic mai în spate. Nu, de fapt, să-l scot, când spusese, după ce o să termin treaba cu el, să-l scot ca să nu încurc pe aici drumul prin pădure. Așa că hai să-l scoatem noi, uite, exact pe aici, pe zona asta. O să-l dăm cu spatele și parcăm exact în spate la băiețași ăștia. Ia să vedem cum facem noi, dacă putem să ne încadrăm pe aici sau nu. Eu zic că avem loc, n-are cum să n-avem loc. Atâta, cred că e ok așa. Ne dăm jos și acum hai să mergem direct, să plecăm cu tractorile tată, că avem de mers până acasă un pic. Așa că hai să ne urcăm, să-i zic lui Nea Grigore să că plecăm și gata. Cred că putem ieși ușor, ușor. Ia să vedem, nu ne grăbim, că nu are rost să ne grăbim. Ia uite tată, să nu se rupă dracului și podul ăsta, că ne-am dus cu totul dacă s-a rupt. Ia uite ce frumos ieșim noi pe aici. Hai, bre Nea Grigore, ușor, nu te grăbi nici mata, că e jale cu... Ce avem noi pe aici? Băi, de capul meu, avem ceva încărcătură, dar mergem ușurel, v-am spus, nu ne grăbim, că n-are sens să ne grăbim. Ia uite-l și pe Nea Grigore acolo în spate, vine? Hai că vine el ușor, ușor, n-are cum să nu vină. În fine, ce să mai, eu zic că am făcut o treabă bună astăzi și cu Tafu și cu Nea Grigore, că a venit cu tractorul, i-am încărcat și lui o remorcuță, să nu zică că-s băia rău. Și acum să mergem la stână. Bine, eu mă duc la stână, el să se ducă cu lemnele acasă, că, na, fiecare pe treaba lui, îți dai seama. Fiecare cu mama măsii, cum s-ar mai zice. Eu acum sper că v-a plăcut episodul. Și, na, noi o să mergem acasă, la stână, bineînțeles, descărcăm lemnele acolo, Nea Grigore pe treaba lui. Și, na, sper că v-a plăcut din suflet. Nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, bineînțeles. Un subscribe să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.